Bărbatul diagnosticat cu botulism a murit. În urmă cu 10 zile, bărbatul în vârstă de 68 de ani din comuna Erbiceni, județul Iași, a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași după ce a mâncat o conservă de pește gătită în casă și s-a simțit rău. Acum câteva zile, la aceeași unitate medicală, a fost internată și soția lui, care are o formă ușoară a bolii. Rudele celor doi l-au comunicat medicilor că din conservă ar fi consumat și ceilalți membri ai familiei, însă câte puțin. Managerul spitalului a spus că peștele ținut în conserve fără oxigen poate provoca o astfel de infecție. Medicul susține că în această perioadă de post, când sunt dezlegări la pește, oamenii trebuie să țină cont de calitatea produselor pe care le consumă. Botulismul este o intoxicație alimentară gravă cauzată de o neurotoxină produsă de bacilul botulinic. În lipsa unui tratament rapid, această boală poate provoca paralizia sau chiar insuficiență cardiacă. Simptomele debutează la cel mult 36 de ore de la ingestia alimentelor care conțin neurotoxina și se pot agrava în scurt timp.